Cum catalogați gestul de astăzi al primarului din Bocșa, Emanuel Dănilă, cel care nu a fost de acord cu schimbarea unui PSD-ist? Așa spunea unul dintre cei care ne privesc la această oră. A trecut deja Emanuel Dănilă la PSD? Era întrebarea. Nu, eu consider că domnul, că primarul de la Bocșa a avut niște probleme, are niște probleme de sănătate, are niște probleme de o încărcare foarte mare, este o persoană care vine din mediul privat ca și mine și mă gândesc că ar fi așteptat să găsească aici orice schimbare posibilă. A înțeles că nu este același lucru. Și cred că mai degrabă n-am participat la această ședință, nu este vorba de a schimba o persoană din PSD, este vorba de a schimba o persoană total incompetentă, o persoană care de 7 ani încasează sume enorme, sume foarte mari, fără să fie justificate aceste sume vis-a-vis de problemele pe care noi le avem acum în gestionarea deșeurilor. Cred că amenințările sau, mă rog, afirmațiile acestei persoane că o să deschidă nu știu câte plângeri penale, o să facă reclamații în stânga și dreapta, cred că pe fondul unui stres exagerat, pe fondul unor probleme de sănătate, l-au făcut pe domnul primar al orașului Bocșa să, mă rog, să nu poată să ducă. Și nu e nicio problemă, vom organiza o altă ședință și vom căuta soluții ca acest directorat, acest ADI să funcționeze eficient în așa fel încât să simțim și noi și comunele să simtă efectiv un ajutor din partea acestor oameni care ar trebui să producă valoare, care ar trebui să rezolve probleme, nu numai să încaseze bani, să-și facă excursii. Și eu vă spun sincer, pe acest domn, în 6 luni l-am văzut o singură dată. Mi-am permis să-i pun câteva întrebări și am fost chiar jignit și s-a strigat la mine, am rămas pur și simplu, cum îmi permit eu să îl întreb, pentru că nu eu sunt șeful lui direct. Că dacă am întrebări să-i pun, să-i le pun șefului lui direct, domnului Luca. Deci am rămas așa pur și simplu stupefiat de cât tupeu, câtă nesimțire și cum privesc unii oameni care de 7 ani încasează bani fără să facă mai nimic, și ne-au adus în niște situații deosebite. Deci județul a fost adus în niște situații foarte delicate din cauza incompetenței acestui individ. Vă spun un singur aspect, ne-am trezit în ultimele zile că două companii care trebuiau să preia colectarea de deșeuri pur și simplu n-au mai dorit să o facă, noi nefiind avertizați cu nimic, n-a existat suficientă corespondență și suficientă luare de poziție sau în așa fel încât noi să știm sau să fim avertizați de faptul că atunci când va începe contractul aceste firme nu vor veni, motiv pentru care gunoaiele rămân și nu se iau din foarte multe localități. Motivul? Incompetența acestui director. Am înțeles. E el chiar și de la PSD.